Principalele evenimente care au avut loc de-a lungul timpului în data de 1 septembrie. În 1715 a murit regele Ludovic al XIV-lea. Cunoscut ca Ludovic cel Mare sau Regele Soare, îi este atribuită celebra expresie "Statul sunt eu". În anul 1914, orașului rusesc Sankt Petersburg i-a fost schimbat numele în Petrograd. 1923, un cutremur a devastat Tokyo și Yokohama, omorând aproximativ 100.000 de oameni. În 1944 a murit scriitorul Liviu Rebreanu. În anul 1949 s-a născut actrița Luminița Gheorghiu. 1950 s-a născut Mihail Efimovici Vratkov, fost prim-ministru al Federației Ruse. 1953 a murit Jacques Thibaud, unul dintre cel mai apreciat violonist francez al secolului 20. În anul 1955 a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj-Napoca. În 1970 s-a născut DJ Sprig Nice, rapper american. Iar în anul 1989 s-au născut Bill și Tom Collins, gemenii formației Tokyo Hotel, renumită în rândul adolescenților. Așa cum ați observat, nu am vorbit până astăzi despre falimentul Astra Asigurări. Este cer că omul de afaceri, luați-o cu ghilimele, Dan Adamescu, a ajuns poate prea sus, prea repede, pe scara unui business aparent onorabil, iar urmarea nu a fost deloc plăcută pentru domnia sa. Ceea ce totuși este curios în cazul acestui faliment, trâmbițat de prea mult timp de personaje care se învârt în cercurile financiare, este faptul că Astra Asigurări, de mai bine de un an de zile, nu și-a îmbunătățit situația cu nimic, dar Autoritatea de Supraveghere Financiară a permis derularea activității la parametrii normali, nelimitând în niciun fel, ba din contră, sporind numărul de păgubiți. Sigur, nu vorbim despre salariile și modul în care au ajuns cei care conduc această autoritate. Nu cu mult timp în urmă a existat un scandal mediatic uriaș despre aceste subiecte. Și cam atât. Deși a fost pusă sub procedura de redresare financiară de care s-a ocupat una dintre cele patru mari firme de audit, în cazul nostru KPMG, compania s-a îndreptat cu pași constanți spre faliment. Nu înainte să ia cu ea câteva milioane de păgubiți pentru că omul de rând care își face RCA nu stă să analizeze rezultatele financiare ale unei companii. Declararea falimentului a venit tocmai la timp cu ordonanța care limitează despăgubirile la 100.000 de euro. Păgubitul principal părând a fi tot statul român care, prin unele structuri, a semnat contracte multe și de valori mari cu Astra Asigurări. Există câteva firme mari de audit în lume. PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young și Deloitte. La noi mai există și Socek SRL. Ei bine, acest Socek SRL este auditorul situațiilor financiare ale Astra Asigurări din 2007 până în 2012. Și sub ochiul vigilent al acestei societăți, Astra Asigurări a urcat pe scara succesului. Succes însă care s-a dovedit mai degrabă a fi doar un vis și nu o realitate. Conducerea companiei a venit cu un plan măreț de redresare înainte de a fi luat sub aripa KPMG. Astra a început să facă demersuri de cumpărare subsidiarei grupului francez AXA. AXA Asigurări din România era pe pierdere din 2007 încoace, iar în ultimii ani pierderile ajunseseră la 43 de milioane de lei. Pe lângă achiziție, acționariatul Astra promitea să vină cu bani de acasă. Cert este că nimeni nu a înțeles cum se putea salva Astra Asigurări dacă prelua AXA Asigurări. Probabil doar cei de la KPMG și acționariatul Astra ne pot explica cum două minusuri pot să dea în realitate un plus. KPMG a comandat în 2014 un audit la Deloitte. Tot anul trecut, în februarie, Astra Asigurări a achiziționat AXA Asigurări și a cerut Autorității de Supraveghere Financiare aprobarea acestei achiziții. Atât cei de la Deloitte cât și cei de la KPMG au susținut planul propus de acționari. E o dovadă că în România instituțiile încă nu funcționează așa cum ar trebui și că orice ai face când ai niște pantaloni rupți în fund, degeaba îți cumperi alți pantaloni rupți în fund. Cu două perechi de astfel de pantaloni nu vei avea niciodată o pereche de pantaloni buni. Sunt Lucian Săcălean, să aveți o săptămână pe plus!
spiritul tendințelor ecologiste contagioase care au molipsit toată lumea de astăzi, vă mai adăugăm un subpunct pe lista de lucruri pe care puteți să le faceți ca să transformați casa într-un templu al mediului înconjurător prietenos. Așadar, după cursa de a găsi cele mai eficiente CFL-uri, de a stinge aparatura când nu o folosiți și de a economisi cam tot ce se poate, puteți să luați în considerare pentru propria casă sau pentru orice alt tip de construcție amenajarea unui acoperiș verde eco. Ce presupune un astfel de acoperiș? Pe scurt, adăugarea unei extensii făcute din mai multe straturi care permit dezvoltarea vegetației pe clădire. Mai exact, peste izolație se așează un suport peste care se aplică un strat impermeabil. În continuare va mai fi o porțiune pentru drenajul apei, apoi un filtru pentru a ajunge în final la masa de pământ unde vor crește plantele. Inițial se folosea pământ obișnuit, motiv pentru care era necesară o cantitate foarte mare, implicit cu o masă mare, care supra-solicita rezistența acoperișului. Oricum, amenajarea unui astfel de spațiu verde presupune o presiune în plus și trebuie cerut sfatul unui specialist pentru a-l instala, dar sistemele devin din ce în ce mai eficiente. Acum se folosește un pământ îmbogățit, din care nu e nevoie să se aplice un strat atât de gros. În funcție de această grosime, green roof-urile se împart în două categorii, cele care necesită o îngrijire mai atentă și o investiție mai mare, sau cele superficiale, care nu permit dezvoltarea unui număr la fel de mare de plante. Acoperișurile verzi nu sunt o noutate. Legendarele grădini suspendate din Babilon aveau același principiu, iar în Africa au fost folosite timp de sute de ani pentru a menține temperatura scăzută în locuințele din pământ. De aici s-au descoperit toate avantajele pe care le aduc. Reduc necesarul de energie deoarece mențin răcoarea în clădiri vara și căldura iarna, izolează fonic, filtrează poluarea, cresc durata de viață a acoperișului, protejându-l de temperaturile extreme și oferă adăpost diferitelor animale. De aici s-au descoperit toate avantajele pe care le aduc. Reduc necesarul de energie deoarece mențin răcoarea în clădiri vara și căldura iarna, izolează fonic, filtrează poluarea, cresc durata de viață a acoperișului, protejându-l de temperaturile extreme și oferă adăpost diferitelor animale. De fapt, aceste beneficii sunt recunoscute oficial în unele țări. În Germania, de exemplu, constructorii sunt obligați să amenajeze astfel acoperișul oricărei clădiri noi pentru a compensa spațiul verde care a dispărut din cauza șantierului. Mai mult, statul acordă și subvenții. Imaginea unui oraș cu acoperișuri pline de vegetație pare futuristă, dar probabil este cel mai bun compromis pentru a salva aerul din orașele mari, având în vedere felul haotic în care a evoluat infrastructura. Numărul de firme care realizează astfel de lucruri este restrâns și probabil prețul este destul de mare, dar dacă investiția se raportează la nivelul unei asociații de bloc, costurile ar fi suportabile. Însă bănuiesc că toată lumea are vecini pensionari care stau toată ziua și se uită pe vizor când intri sau ieși din casă, așa că nu ne rămâne decât să ne înghesuim pe cei câțiva metri pătrați de spațiu verde care revin fiecărui locuitor. Sunt Mariana Hârlav, aveți grijă de voi și de mediul înconjurător.